În sfârșit mi-a venit și mie coletul, mi-a venit acest ceas hipnotizant cu care vreau astăzi să-i hipnotizez pe Darusel și pe Alice, pentru că am o idee foarte, foarte genială. Am văzut ceva foarte șmecher la desene și la astea. Mă, ce cauți Alice aici? Ce cauți aici? Salut, ce faci? Cum adică ce fac? Uite bine, mi-a venit și mie un colet. Ia uite, îți place ce am eu aici? Ce e asta, bă, Rafaelei? Pentru mine? Da, e pentru tine și nu, e pentru mine. Cum adică să fie pentru tine? E coletul meu. Îți cumpăr eu ție colet. De unde vrei să-ți cumpăr eu colet? Ah, păi dacă ai furat bani, atunci am crezut că poate mi-ai lași mie ceva. Fine, ce faci? Cu ce să fac? Sunt bine. Tu ce faci? Cum ești? Ce ai făcut astăzi? Uite, m-am trezit și așa am venit să văd ce faci. Ok, Alice, fii atentă. Am ceva de spus pentru tine. Fii atentă. Nu, eu astăzi fii atentă. Aveam o idee, sper să nu fie doar să-l pe aici. Avem o idee să facem în felul următor. Voiam să vă hipnotizez pe amândoi. Acesta este un ceas hipnotizant. Uite-te că vezi că e un ceas cu pendul, se vede așa foarte, foarte frumos. Este un ceas hipnotizant și fii atentă. Mi se pare mai ok, nu să râd amândoi. Vreau să râd cu tine, să râdem amândoi de Darusel, să fie el hipnotizat ca să mai am și eu cu cine să vorbesc, un om normal pe lângă mine. Că știi că Darusel nu o să mai fie om normal și așa măcar poate te mai am și pe tine, ca na, măcar să te am pe tine, un om normal cu care să discut, știi? Da, bine, înțeleg, da, normal. Da, tu știi ce asta ce înseamnă? Hipnotizarea asta, ce constă? Păi, e o jucărie ceva, nu? Te joci cu ea seara. Da, nu prea e jucărie, adică fii atentă, fii atent. Bă, tu chiar nu știi ce înseamnă? Vrei să ți explic acum? Nu, lasă, că o să vedem ce face Darusel și atunci o să aflu eu. Ok, hai că o să afli după. Deci fii atentă, eu când o să pun ăsta pe perete, tu nu trebuie să te uiți deloc la el, nu trebuie să fii, că tu să nu urmărești pendulul, ok? Că dacă te uiți așa o să fii hipnotizată și o să ți se întâmple ceva rău, ok? Fii atentă, hai să-ți explic de acum. Deci hipnotizarea asta constă în felul următor. Eu o să pun asta pe perete și tu, dacă te uiți insistent, foarte, foarte mult atent la pendulul ăsta, cum ar veni la ceas, cum se mișcă aia, tu o să primești așa o senzație de somnolență și dintr-o dată o să fii hipnotizat. Adică tu practic o să faci ceea ce zic eu fără să vrei, cum ar veni. Sau... Da, bine. Ok, hai fii atent. Hai să mergem, să mergem din ceva ce Darusel. Hai, sper că nu e în cameră la el acolo. Mă, ce sau... Bun, hai, da, să hai. Bă, Darusel, ce faci aici? Alo, ce se întâmplă? Ai adus discoteca în casă. Ce se întâmplă aici, Darusel? De unde ai luat boxa asta? De unde ai furat-o? Te-a dat cineva voie, Darusel? Oamenii nu știi că mai dorm prin casă? Păi da, fetele. Bă, oprește-mă muzica asta, bă, Darusel. Oprește-mă muzica, bă, Darusel, că spar boxa asta dacă nu oprești muzica. Gata, oprește muzica. Gata, bă, Darusel, fii atent, lasă așa, bravo. Pune discul la undeva, pune-l în sertar pe unde ai tu, Darusel, pe unde apuci, pentru că am o surpriză pentru tine astăzi, Darusel. Am primit ceva, am ceva foarte, foarte șmecher, Darusel, și vreau să împărtășesc cu tine, Darusel, că știi că ești un prieten foarte bun de-al meu, de-al lui Alice, adică nu știu dacă de-al lui Alice, dar de-al meu, da. Mă, Alice, lasă-mă robotul ăsta, ce-i faci? Uite că merge așa, mă, ce? Mă, ăsta merge acum și... Alice, ce ai făcut? Darusel, vreau să spun atât. Este un ceas super șmecher, Darusel, care tu dacă o să te uiți la el, fii atent. Hai că îl pun aici, Darusel. Nu mai zic. O să-l pun aici foarte frumos. Mamă, stai că l-am pus cu spatele. Acum. Stai puțin. Așa, îl rotesc așa foarte, foarte puțin și acum eu zic că e totul bine. Gata, perfect. Dar mamă, mă, Darusel, tu-ți bagi de ce minuți? Nu, bă, Rafaelei. Eu sunt cu Alice, sunt de Alice. Ce faci? Uite, Alice în mutare. Așa, mă, Darusel, fii atent, că stai atât de fermecat încât stă și în aer. Că stai aici puțin în aer, e atât de fermecat, fii atent, Darusel, nu te uita încă la el, pentru că ăsta, Darusel, dacă o să te uiți la el, Darusel, trebuie să te uiți foarte insistent în acel pendul care se mișcă, Darusel, trebuie să te uiți acolo câteva secunde, câteva minute, nu știu exact cât durează procesul, iar după aceea, Darusel, o să ai o stare mult mai bună și o să ți se îndeplinească 3 dorințe, Darusel, în toată viața asta, ta o să ți se îndeplinească 3 dorințe. Mamă, ce frumos e. Deci, fiatră, îmi doresc una. O casă. Nu trebuie să zici ce îți dorești, Darusel. Uite-te atent acolo. Uite-te atent, nu mai vorbi, Darusel. Uite-te atent acolo. Uite-te acolo. Atent așa. Bă, Darusel, fii atent. Uite-te acolo, ți-am zis. Nu, că deja nu o să meargă absolut deloc pentru că Darusel nu se uită. Așa, mă, Darusel, uite-te așa frumos. Gata. Darusel, cum te simți, Darusel? Bă, Rafael, dar mă simt așa alea că mă doare capul. Bă, dacă nu mă omor, bă, Rafael. Mamă, bă, stai ochii mei, mă. Mă, ce ochii tăi, mă, Darusel? Ce ochii tăi că tu dai așa cu pumnul? Bă, Darusel, fii atent acolo. Alice, cred că s-a întâmplat, mamă, să cred că a dormit în picioare. Uite-te puțin la el, mamă, trebuie să-l punem acum repede, Darusel. Ajută-mă să-l punem. Ce? Că trebuie să dăm jos ăsta, să nu ne hipnotizeze și pe noi. Pe nu te uiți la el, te-ai uitat până acum la el cumva? Nu. Da, Darusel, deci mănâncă
mănâncă și când e hipnotizat Darren Cell și doarme, el mănâncă burger. Deci asta nu putem să scoatem Darren Cell niciodată. Așa, gata, te ajut să-l car, gata. Gata, mă Alice, mamă, dar cât mai doarme mă ăsta, bă, l-am pus aici și bă, dar cât mai doarme. Nu, că tot mănâncă în somn, bă, eu nu știu ce se întâmplă. Bă, unde sunt, bă, ce faceți, bă, aici, bă? Ia să iau ce bune burgerul ăsta, bă, dar unde sunt? Cum adică, mă, unde ești? Tu nu știi unde ești, mă, dar Darren Cell, tu nu știi unde ești? A, bă, da, ăsta la mine în cameră, nu, ăsta pe hol. Dorințele mele, bă, dorințele mele. Mă, Darren Cell, mă, stai puțin, ce te-ai trezit așa, Darren? De ce vorbești așa de tare? Te auzi din fund, Darren Cell, de ce vorbești așa? Bă, Alice, ce s-a... Alice, vină puțin, Alice. Mă, ce s-a întâmplat cu ăsta? Ce s-a întâmplat cu ăsta? Că parcă l-a făcut mai ciudat, sincer. Adică, am înțeles, am făcut chestia aia, dar parcă e mai ciudat, sincer. Nu, nici mai știu să mai vorbesc. Sunt șocat acum. Rafael, unde? Alice? Rafael, ce s-a întâmplat? Alice, ce s-a întâmplat? Mă, Alice, ce am făcut? Mă, s-a deschis-o și mă... Bă! Ce faci, bă? De ce te-ai pus? Bă, ce-i venit, mă, aici? Ce-i venit, mă, în pat? De ce te-ai pus în pat? Rămâi acolo, ce faci? Ce-ai pățit? Unde, bă, Rafale, bă? Eu te dea cu mama, deci, bă, Rafale, unde ești? Cum adică? E la tine în pat, cum adică? La tine, dar stai așa, Rafael. Ce? Fii atent, hai să testăm dacă merge. Fii atent, Darisel. Lasă pe mine, bă, s-a făcut noapte afară, mamă, s-a făcut și noapte, mamă, deci e înfricoșător, deja începe să fie cât mai înfricoșător, dar o să fie ceva super, super șmecher dacă merge și hai să vedem acum. Mali, fii atentă. Ok, Darisel, fii atent. În momentul ăsta, tu ești într-o lume foarte, foarte tare, în care o lume care ție îți place, o lume plăcută pentru tine, în care tot ce ți se întâmplă, practic, mă, nu mai zic nimic, Alice, fii atent, hai să trecem la subiect. Ce vrei să facem prima oară? Fii atent, hai să-l punem să ne aducă doi burgeri. Nu, fii atent, să ne dea din burgerii lui, nu să ne dea, dar să ne aducă din burgerii. Fii atent, Darisel, tu trebuie să ne dai acum doi burgeri, unul mie, unul lui Alice, pentru că noi suntem înfometați și tu trebuie să dai din burgerii tăi. Lăsați-mă bun, poți să mă joc Fortnite. Hai, Day One, hai, dai. Alice, vino puțin afară. Mă, Alice, mă, închide-o. Mă, ce se întâmplă, mă, nu merge asta cu Darisel, Darisel, e cam ciudat. Bă, de ce nu mi... Darisel? Uitați burgerii, unul ție și unul ție, ok, pa. Mă, fii atentă, deci merge, dar încă nu merge 100%, pentru că Darisel, bă, Darisel, că e cam nebun, sincer, adică la Darisel n-aveam cum să ne așteptăm să meargă 100%, mă, Alice, bă, dar e... Bă, care mi-a luat, bă, din burger, bă, dați burgerii înapoi! Cum adică, mă, țăra nimeni, ne-ai dat burger mai devreme, uitat, cum adică ne-ai dat burger? Darisel, fii cu minte, ne-ai dat burger, accept asta, spune acum, v-am dat burger, vă mulțumesc pentru că mi-ați cerut burger și o să vă mai dau în continuare. Ce? Bă, Alice, ăsta merge sau nu merge? Eu nu înțeleg ce se întâmplă, mă, parcă... Mulțumesc că mi-ați ținut burgeri, să aveți o zi bună! Alice, nu, că ăsta e cam ciudat la Darisel, prea funcționează, dar funcționează cu întârziere, adică prima oară este Darisel normal și după e Darisel hipnotizat. Bă, e mai mișto așa, sincer, pare Caterinca așa, dar nu știu ce se întâmplă, că nu știu, ce părere ai tu așa, crezi că merge sau face el mișto? Bă, eu zic să testăm, să facem testul suprem, fii atent, care, Darisel! Care, spune-mi, spune-mi înainte! Alice, ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat cu el? Mă, da, cine ești? Mă, tu cine ești? Tu cine ești? Mă, Darisel, cum adică, mă, ce... Mă, ce se întâmplă? Pe fiantele, băi, eu-s Darisel, ce vrei? Da, tu ești Darisel, atunci câți burgeri am ridicat? Unu! A, uite, e chiar ele, uite că mănâncă. Mă, stai-mă puțin, cum, bă, Darisel, ce-ai pățit? Asta a fost, bă, stai puțin, Darisel, tu ți-ai pus cumva o dorință să fii mai frumos, să ai părul blond, să fii cu ochelari? Da, bă, Rafa, și uite că s-a îndeplinit, yeeey! Mă, Darisel, fii atent, eu am ceva de vorbit cu Alice. Alice, vino, repede, rămâi acolo, sau vino după noi, dar așteaptă-ne, mă, fii atent, bă, Alice, ce să-i facem de acum încolo, că mi se pare foarte, foarte comic ce se întâmplă aici, că Darisel, adică într-un fel, Darisel, într-un fel, nu e Darisel, adică e hipnotizat, dar nu e, prima oară nu e și după e, adică nu știu ce e hipnoză e asta, dar mi se pare foarte ciudat, sincer, ce vrei să-i mai facem în continuare acum? Bă, Rafael, eu zic să mergem la mall, să îl punem să cumpere din banii lui, dar înainte de astea să-i dea bloc lui Ion pentru 24 de ore. Cum adică, mă, stai puțin, să-i dea bloc lui Ion? Mă, păi stai puțin, că ziua asta trece. Sau, hai mă, hai să-i dea bloc lui Ion, chiar sunt curios dacă merge ca așa. Hai să vedem acum să-l testăm, că lui Ion nu cred că i-ar da bloc, dar să vedem dacă chiar merge hipnoza sau nu. Și după îi dăm mai multe chestii foarte interesante. Am eu o idee super, super tare. De fapt, am mai multe idei, dar încă nu le zic. Hai să mergem acum repede la Darisel să vedem ce facem ăsta. Bă, Darisel, bă, Alice, unde a dispărut sau unde a plecat? Darisel! Bă, ce fac? Bă, Darisel, bă, nu intra, Alice, bă, nu, Alice, pleacă!
pleacă! Ce faci, Alice? Alice, pleacă! Alice, ca să pleacă! Bă, și tu, bă, 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 dar să le stai puțin, stai puțin, stai puțin. Bă, ce faci, mă, bă, stai puțin, ți-ai revenit, gata. Ah, ok, 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 perfect. Bă, fiat, bă, sper, bă, Alice, vino puțin, vino puțin, că am ceva de vorbit cu tine, Alice. Bă, nu, bă, gata, gata. No, 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 Alice, trebuie să fugim de aici, așa, așa, e liniște acum. Fii atentă, bă, mie mi se pare ciudat că și-a revenit înapoi, dar să oare ce-a revenit, dar tot oare a trecut himnoza asta, sper că n-a trecut. Bă, păi, bă, Rafael, m-am rugat eu să-și revină la loc, m-am rugat la Dumnezeu, am făcut trei cruci, am sperat. Ah, deci chiar nu-ți plăcea cum arăta, arăta mai groaznic, dar acum, ok, hai să mergem acum repede, bă, dar să le ce faci, bă, 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 gata, mă, mă sperii, gata, fii atent, dar să... Dar... Bă, bă, stai, a, a! Bă, ce faci, bă, 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 faci și pe tine, bă, dar să le ai, ai acolo, dar să le... Nu, nu, încă, nu, 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 aulă, bă, ce se întâmplă, mă, aici, bă, am ajuns la nebun, adică și minusul ăsta nu s-o prea de tot, sincer, dar hai să mergem acum, mă, ce faci, mă, ce faci, mă, aici, bă, gata, 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 suntem la nebun, dar să, dar să le fii cu minte, dar să le, dar să le, dar acum încolo, uite-te în ochii mei, ești cu minte, trebuie să fii cu minte, trebuie să te comporți ca un copil normal, un copil exemplar, cu minte, foarte frumos, și acum, tu, în momentul de față, trebuie să-i dai bloc lui Ion, să nu mai vorbești niciodată cu Ion, pentru că Ion, Ion nu e un prieten bun, dar tu și trebuie să-i dai bloc măcar pentru o zi. Bă, Rafael, în primul rând, spalte pe din scăz, îți spune cura, că ca și de altă rău, cum adică poți să dai bloc lui Ion? Cum adică, bă, bă, Ion e prezul meu de viață, bă, Ion e prezul meu de viață, bă, mă, mă, Alice, ce se întâmplă mai, bă, Alice, sper că... Alice, cred că s-a dus efectul, cred că s-a dus efectul, cred că s-a dus efectul. Nu, 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 acum, dacă închidem ușa, el se întoarce și face, că știi că așa au făcut până acum, după ce au închis noi ușa, el au făcut efectul. Păi da, da, cum te, mă, ce, mă, ce... Mă, ce fac, mă, dai, a, bă, mi-a zis și șeful, bă, ăla-i auzit, Alice, mi-a zis șeful, m-a făcut șef. Bă, 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 ce? Da, fii atent, da, spate pe lins, că spute gura. Bă, pleacă, mă, de aici, du-te, mă, de aici, nu, deci fii atent, deci, practic, într-un fel, dar sunt tare și hipnotizat, adică, într-un fel, bă, e bine că i-a rămas așa cât de cât personalitatea, dar e bine că totuși merge. De pe Ioane, bă, îmi pare, dar fii atent, eu o să-ți dau bloc pentru 12 de ore, papa, slabule, așa, acum plecam, mă, da! Bă, ceva, bă, dar să le dai bloc lui Ion, gata, gata, e perfect, tot acum? Da, deci, dar să le, acum, vreau să-mi spui, vreau să spui, Rafael și Ali sunt șefii mei. Rafael și Ali sunt sclavii mei. Du-te, bă, du-te, bă, dai, bă, bă, Alice, nu mi se pare normal ce se întâmplă, bă, tu ai zis că ne-a făcut sclavii ăsta, bă, mie nu mi se pare normal, ce himnoză mai e asta, pe bune? Bă, 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 Rafaele, bă, stai, mă, liniști, nu știi că așa face mereu prima dată și după aia când se întoarce ne spune cu adevărat ce. Da, da, chiar ai dreptate, dar totuși ce se... Deci, fiatele, bă, Rafaele și Alice, fiatele, eu am un cadou pentru voi și fiatele, tu și Alice, voi sunteți sclavii mei, ok, ăsta sunt șefii mei, șefii mei și fiatele, eu v-am adus un cadou, uite, asta e pentru tine, Rafaele, Rafaele, asta e pentru tine, uite, scumi, du-ți la... Bă, de unde ai furat, mă, câinele, să dumă câinele înapoi, dar sel, dar sel, stai, 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 bă, bă, ce v-a spus mamântuia asta, Alice, dă-te-aia jos, dă-te-aia jos, Alice, dă-te-aia jos, mă, dar sel, dă-te-aia jos și tu acum, repede, repede, dar sel, fii atent, mă, stai puțin, mă, Alice, ce sunt, mă, ce are, mă, bă, dar sel, du câinele ăsta, de unde l-ai luat, pentru că nu e bine să furi un câine, știi, câinele ăsta o să fie, după, o să sufere, dar sel, dacă ai furat câinele ăsta, tu... Nu, nu, scuze, 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 gata, 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 gata. Mă, Alice, stai puțin, dar să le stai, joacă-te cu câinele, joacă-te cu câinele. Alice, vino puțin, vino Alice. Alice, dar să joacă-te. Mă, Alice, nu, mie nu mi se pare normal ce se întâmplă aici, pentru că ăsta, bă, bă, pare că își bate joc de noi și că nu e hipnotizat. Pare că n-a mers, nu știu, dar de unde a furat, mă, și câinele ăsta? Mie nu mi se pare normal. Bă, grijă, stai cu mine, câinele! Ce? Bă, dar să-l, bă, 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 dar să le tru... Doar să le uite că-ți mănâncă și din frigiderul. Bă, ți-a deschis frigiderul, bă, da. Bă, fiatele, Rafaele, fiatele, lasă-mă să vorbesc cu Alice, ok? Că-i fiatele, că nu este cadoul tău. Nu e al lui Alice, ok? Fiatele, Alice, Alice, vină leacă, fiatele, Alice. Alice, am un cadou pe iutele, Alice, fiatele. Uite, vrei să te mă iubire? Bă, du-te, mă, de aici, mă, dar să le, bă, pleacă-mă cu prostiile astea, mă, dar să le, fii atent acum, dar să le, dar să le, dar să le, du câinele ăsta, fii atent, uite-te la noi, dar uite-te la mine, dar să uite-te în ochii mei, uite-te în ochii mei, dar să le, tu trebuie să duci câinele înapoi, de unde, la, mă, ce fa, mă, Alice, bă, bă, Alice, tu-ți bagi joc? Mă, vină puțin, Alice, că trebuie să vorbim ceva. Mă, ce trebuia să facem noi astăzi? Ce trebuia să facem noi astăzi? Tu ce faci aici? Îți bagi joc? Parcă te-ai hipnotizat tu, pe bune. Hai, Darusele, hai că trebuie să plecăm, Darusele. Da, deci nu mă bagi în seama, pe bune, nu știu ce are, bă, da, da, bă, bă!
Alice, ce-ai făcut la câine? Alice, am vrut câinele! Marisel, hai, nu mai da de garduri, hai să plecăm mai rapid, că eu și Rafael am pregătit o surpriză. Aola, nu știu ce se întâmplă aici, nu știu, eu am ajuns la nebun pe bune, sunt la nebun pe bune. Mă, Darisel, uite-te în ochii mei, Darisel, uite-te în ochii mei, nu pleca, fii atent, Darisel. O să mă urmărești și o să fac tot ceea ce spun eu. Acum mergi cu mine, mergi cu mine și cu Alice. O să te ducem într-un loc foarte, foarte frumos, unde să-ți placă. Mergi cu mine cu mașina. Vino după mine acum, ține-te după mine așa. Și fii atent, Darisel, acum. Ba, Alice, dă-te, mă, hai că n-avem, Darisel, hai că mergem cu mașina ta. Urcă aici, Darisel, că vreau să te duc. Mașina mea. Nu, Darisel, Darisel n-ai înțeles. Tu trebuie să stai în dreapta pentru că te simți ești așa, gata. Ok. Nu am, deci nu trebuie să mai dau explicații foarte multe că totuși merge. La mă duce mai serios, este foarte, foarte tare. Și Darisel, fii atent. Vreau să mergi acum în oraș și vreau să mergem în oraș să ți arăt o surpriză. Vreau să te pun la un test, Darisel. Vreau să spun, ai frică de înălțim? Te întreb așa puțin. Eu nu, de ce? Nu am. Nu ai frică de înălțim? Da, frică de apă. Ai frică de apă, Darisel? Ai frică de apă? Nu, Rafael, fii atent. Nu am frică de înălțim, nu de apă. Ăsta. Da, apă. N-am frică, dar de înălțim am. Mă, ai frică de apă sau de înălțim? Zi, doar... De înălțim. Ok, de înălțim. Da, gata, am înțeles. Deci fii atent, Darusele. Vreau să te duc într-un loc, Darusele. Vreau să te duc într-un loc foarte frumos. Bă, da, Alice, unde e? Mă, ai că pleca și Alice nu mă mai interesează. Da, Alice, poate vine aici, cred că știe unde e, cred că știe că am vorbit cu ea. Deci fii atent, Darusele. Ieși acum jos din mașină, dă-te jos din mașină, ca aici, fii atent. Îți arată chestie foarte, foarte tare, Darusele. Vino aici, stai puțin că trebuie să găsim locul ăla, locul perfect. Fii atent, uite aici locul perfect, Darusele. Vino aici, fii atent. Vezi locul ăsta aici? Îți place? Ce părere ai tu? Îți place de priveliște? Îți place priveliștea? Bă, Rafa, e foarte frumos, e foarte frumos. Ia stai, bă, Rafa, ce e? Stai puțin. Așa, mă, Darusel, fii atent. Uite că a venit și Alice. Bă, Alice, vino, mă, încoace. Bă, unde ai plecat, mă? Ai rămas cam în urmă, dar Alice, ce ai făcut? Până unde ai fost? Nu, că s-a stricat puțin frâna și m-am ispit într-un copac. Ah, foarte frumos. Bă, asta e mașina mea. Băi, tu, mă, Alice, că știi să conduci, Alice. Că știi să conduci, îți bagi-l de mine? Acum, Darisel, presă. Hai, spune-i în continuare. Gata, hai că nu mai trebuie să nu... Hai, lasă, mașina aia, fii atent, Darisel. Vino în partea asta, vino aici, Darisel. Pentru că vezi tu așa priveliștea asta, ce părere ai tu de priveliștea asta, Darisel? Băi, frumoasă, bă, Rafa, dar ce-i? Uite, urcă-te sus să vezi, Unde să mă urmă sus? Bă, ce face, bă, ce fac? Bă, ce-am? Mă, Darisel, stai puțin. Tu vrei să ne dai jos sau ce vrei să încerci tu aici să faci? Sărtăm cu deșul, dar te-ai băgat în fața mea, uite acolo o mașină foarte faină. Ce mașină, mă, ia, mă, că, bă, dă eu, mă, stai puțin, Alice, mașina mea unde e, dar chiar unde e mașina mea? Bă, Rafael, bă, dar unde acolo mașina ta de aici, uite. Cum adică, mă, unde e, mă, mașina mea, ce mașina mea, ce, bă, ce visezi, mă, unde vezi tu mașina mea, Darusele? Băi, uite acolo, în casă, nu vezi, urcă-te să vezi. În ce casă, mă, Alice, unde ai dus, mă, cum să mă duci, mă, în casă, mă, ce casă ai dus, mă, acolo, mă, Darusele, că mă, nu așa, bă, ce faci? Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.